Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe Skylines, mă rog, Cities Skylines. Avem parte de o zi foarte însorită după câte vedeți și haideți să vă arăt din perspectiva asta cum arată orășelul nostru. Aici avem zona industrială, în partea stângă, în partea dreaptă avem zona rezidențială amestecată cu părțile acestea de zonă comercială. Aici am făcut un sens generator pentru a fluidiza puțin traficul și pentru că intenționez să mă extind cu zona industrială și atunci aș avea nevoie puțin să fluidizez traficul, pentru că e destul de aglomerat. Avem jocul pe pauză, bugetul crește, nu suntem foarte bogați, dar bugetul crește. Orașul are 3153 de oameni și, apropo, nu-mi vine să cred că am jucat 3 episoade pe o rezoluție foarte nașpa. Adică mi se pare mie că se vede ciudat, dar am zis, bă, poate așa se vede jocul. Acum pe Full HD, tată, altă viață. Ce problemă văd eu că avem acum? Avem buget foarte mic la poliție, se pare, pentru că sunt foarte mulți hoți în zona industrială. Ia să vedem și cine arată când dăm click aici. Ia să vedem. Le mai au 12 din 12 oameni deja și nu se descurcă, nu se descurcă. Văd că poliția e la nivelul 1. Sau nu? Stai așa, ce aici? Asta se înțeleg. Rapido Motors. Nu. Au 12 din 12 jucători de lucrători uneducated, adică needucați. Asta înseamnă că ar trebui să mai mărim puțin bugetul pentru școală, dacă nu mă înșel, nu? Ia să zicem. Rata de criminalitate este foarte mare, construiești mai multe stații de poliție. Asigură-te că poliția e în rich de building, că poliția poate să acceseze clădirea. Asta înseamnă că ar trebui să pun o secție de poliție aici, aproape. Ia să vedem unde avem noi secțiile de poliție. Avem decât una în partea asta. Bun, atunci hai să punem încă o secție de poliție aici, doar că nu avem bani. Ia să vedem dacă ne putem împrumuta noi aici, așa, să luăm un împrumut. Ok, luăm un împrumut de 20.000, o să-l dăm înapoi cât mai repede posibil. Și punem o poliție cât mai aproape, să poată accesa zona aia foarte repede. Hai să o punem... Să o punem aici, oare? Că e construită destul de ciudat zona asta, dar hai să o punem aici. Bun. Și hai să construim, să plecăm din partea asta cu drumul până aici, odată. Nu-mi dau seama dacă e drept. De fapt, nu trebuie chiar foarte drept. Nu. Tot din partea asta. Și ce am mai descoperit? Am văzut că pot să fac și treaba asta. Deci pot să am perspectiva asta, care mă ajută foarte mult. Bun, am pus un drum aici. Hai să legăm bine aici. Nu prea mai am cum să leg, dar ce vreau eu să fac era aici. Să ajung cumva să unesc porțiunea asta cu asta, dar tot nu rezolv nimic. Cum să fac eu? Ăsta aș vrea să-l unesc cu ăsta, doar că s-ar putea să dărâmă stâlpul de electricitate. Nu, hai să facem deja. Să facem străzi paralele cu asta. Perfect. De aici avem cum nu, pentru că vom... De fapt, nu prea am încotro, așa că voi dărâma clădirea pe care o am acolo. Ok. Asta ar fi încă un drum. Și hai să le unim și între ele, ca să fie traficul mult mai lejer. Hai să ne ducem până în partea asta, la groapa de gunoi, ce ziceți? Aici aș fi trebuit să vin cu încă un drum. Ia să vedem, pot să fac treaba asta? Nu pot. Vreau să vin pe aici, pe partea asta, cu un drum lipit, dar nu prea am cum. Adică dacă aș face treaba asta aici. Ok. După vin până... Vin până aici. Perfect. Bun, ce am mai putea noi să facem? Ce am putea să unim drumul ăsta cu ăsta pentru a putea pune și pe aici ceva zone industriale. Ia să punem, dacă tot ne-am apucat, să punem și o zonă industrială pe aici. Văd că cerința e destul de mare pentru zona industrială, dar nu mă lasă să selectez eu. Ba da. Este perfect acum. Facem zona industrială cât cuprinde. Bun, perfect. Perfect. Aici, hai să facem și pe asta tot zona industrială. Văd că cerința e destul de mare și m-ar ajuta foarte mult să am zona industrială cât mai dezvoltată. Bun, ce mă gândeam eu să pun aici? Venind vorba de electricitate, văd că am un spațiu aici în mijloc. Mă gândeam să pun
eoliană asta. Fiind și în zona industrială, cred că m-ar ajuta să produc mai mult curent. Ia să vedem. Și asta ar trebui să-mi dea curent în perimetrul ăsta și de la ea aș putea să mă leg mai departe. Dar oricum, acum cred că e suficient. Ia să vedem cât producem noi ca și electricitate. Bam, 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 unde e electricitatea? Poluarea nu mă interesează. Educația mai trebuie, îmi mai trebuie școli, din câte văd. Cu gunoiul. Cu gunoiul stăm bine, încă n-am început să reciclăm, dar o să facem și treaba asta. Traficul e ok. Oricum, pentru trafic, tot va veni vorba, mi-am băgat un mod pe care l-am găsit pe Steam pentru a putea dirija traficul. Deci asta mă ajută foarte mult. De exemplu, aici, cum sunt toate mașinile îngrămădite, vedeți? Deci toate vin din partea asta și se îngrămădesc doar pe prima bandă. Eu având un drum cu 6 benzi, te vedeți, cu 3 benzi pe fiecare mers. Astfel că voi putea să dirige și mașinile care iasă, deci astea pe prima bandă, care vin de ei să vină pe a doua și tot așa. Pentru că mie, în momentul de față, îmi vin toate mașinile pe prima bandă de la intrare. Deci, practic, am 2 benzi nefolosite. Aici, din 6 benzi, mi se folosesc decât una, maxim 2. Și modul ăsta pe care l-am eu aici, V11, nu știu exact cum se numește, TM2.P11, mă ajută să dirijez, practic, să le arăt eu cam care ar fi direcția pe care trebuie să urmeze. Pot să le pun limitări de viteză în oraș, să le interzic parcarea, gen, puteați cum am aici, să nu mi se mai întâmple să am mașini parcate aici la magazine și le interzic parcarea și s-ar putea să fie nefericiți, dar în același timp fluidizăm traficul. Bun, hai să lăsăm jocul să meargă pe viteză normală, să ni se dezvolte și zona asta. Și să vedem de ce anume mai avem noi nevoie. Stai că văzusem aici o chestie interesantă. Asta mi se pare foarte tare. Să le permitem recrearea controlată cu substanțe care atrag, nu dau seama la ce se referă, cu substanțe care atrag mai mulți turiști, dar din poza asta pe care o are task-ul ăsta, informația asta, pare că ar fi vorba de droguri. Și aici înseamnă că îmi oferă încasări mai mari la taxe, îmi moderează turismul, dar slightly reduces crime rate, îmi reduce rata de crimă, înseamnă că nu e la ce mă gândesc eu. Și mi încasează bugetul poliției cu 15%, stai puțin, allowing recreational use of controlled substance attracts. Nu-mi dau seama la ce se referă asta cu substanțe, dar oricum. Sună bine, practic ne aduce numai plusuri, nu avem de ce. Putem să interzicem fumatul. Asta înseamnă că o să ne mărească, cum să vă explic, punctele la sănătate, adică riscul ca persoanele să se îmbolnăvească și să aibă nevoie de spital sunt mult mai mici, dar în schimb ne scade la bucuria pe care o au oamenii, așa că nu vom interzice fumatul, lasă-i să fumeze, să se îmbolnăvească, dacă așa gândesc ei. Putem să banăm animalele, adică să le interzicem. Practic ne reduce consumul, ne reduce cantitatea de gunoi produsă și automat și groapa de gunoi se umple mai greu și asta este ok, dar ne supără, ne întristează oamenii, deci nu vom reduce nici pe asta. Reciclatul ne reduce taxele, adică vom primi mai puține taxe, dar ne scapă de gunoi pe care îl avem la groapa de gunoi. Asta o vom bifa pentru că avem nevoie. Asta cu fumul n-am înțeles exact. Ne reduce riscul de foc, adică ca o clădire să ia foc, cum ni s-a întâmplat în episodul trecut sau acum 2 episoade, dar și costă 5 euro pe clădire. Nu știu, ne costă pe noi sau îi costă pe ei. Nu cred că pe noi ne costă. Hai să totul subifăm ca să nu mai avem nevoie. Că dacă ne arde o clădire, nu e de-a bună. Și s-a pus polea, vai, în ce hal plouă. Ce mai avem aici cu parcurile? Ok, asta ne ajută destul de mult, restul încă nu le avem. Avem și modul acesta în care putem să ascundem totul de pe ecran, practic eu îl folosesc pentru a face thumbnail-uri și ne putem plimba mult mai realistic prin oraș fără să avem bările de meniu. Asta dacă vreți să vedeți mai detaliat. Însă problema noastră rămâne în continuare, o să punem și o pauză. Problema noastră rămâne că trebuie să construim ruta asta pentru autobuze și ne trebuie prima oară un depozit pentru autobuze, pe care nu ni-l permite momentan pentru că văd că avem bugetul în scădere, nu înțeleg de ce. L-avem în scădere, dar vom afla imediat.
Și trebuie neapărat să dirijez traficul aici, pentru că nu se poate. Deci uitați câtă aglomerație se face. Ai întâi să lăsăm așa pe normal, să vedem cum se duce, unde se întâmplă problema. Bun, aici am stau foarte mult mașinile în intersecție. În rest este tot în regulă. Aici am stau foarte mult mașinile în intersecție. Ce am putea noi să facem aici? Aici în față, cred că este tot... E totul bine, da. Aici ar fi bine în partea asta. Bine, avem foarte multe parcări aici. Și asta iarăși nu e bine. Am putea noi să interzicem, practic, parcarea aici. Ia să interzicem... Nu e corect. Click on the P... A, unde... Aici vrem să interzicem parcarea, nu? Da, aici. Sau mai în față. Nu. Hai să interzicem pe partea dreaptă, că aici pe stânga oricum n-au de ce să o oprească. Și aici. Asta o să ne supere puțin... Cred eu că o să ne supere localnici, dar... Dar face destul de bine traficul. În rest, mai avem probleme cu oprire, nu aici. Poate să oprească că oricum sunt la ei în cartier. Ok. E, problema mare aici va fi. Trebuie să-i dirijăm ca pe copii mici. Și anume, cred că despre asta se vorba. Opa. Nu, ne interesează asta. Puțin mai în față ne interesează. Mamă, și acum mă obligă să pun aici sau? Nu mă obligă. De că nu înțeleg, mi se s-a blocat. Ah, ok. În intersecția asta, mă interesează. Ăștia care vin din dreapta să facă dreapta. Ok. Ăștia care vin din față poate să urmeze pe banda asta. Pe asta. Nu. Nu, stați că nu e bine. Poate să vină pe, direct pe banda a doua sau pe a treia sau pe a patra. Ok. Iar cei care vin de pe partea asta să vină pe a cincea și pe a șasea. Cine îmi vine pe prima bandă? Îmi vin ăștia care vin din partea dreaptă. Și atunci tot ar trebui să arate perfect. Ce se întâmplă mai departe? Mai departe se întâmplă că... Hop. Mai departe se întâmplă că mașinile astea care vin de aici ar trebui să iasă pe prima bandă. Corect. Iar astea care vin aici ar trebui să facă dreapta sau în față pe a doua bandă. Astea de aici să vină în partea asta. Și deja, ia să vedem, asta roșie poate să vină direct pe banda asta. Albastru pe a cincea. Așa și astea poate să vină tot aici, dacă e la o adică. Ca să încercăm să fluidizăm pe partea dreaptă, că e destul de aglomerat. Hai să vedem mai departe. Intersecția asta e simplu, ăștia primii vin pe prima, aici există o problemă. Ăștia ar trebui să-i învățăm să vină și direct pe a doua bandă. Fiecare cu banda lui să-și o țină. Aici e bine. Băi, ok, că de aici deja începem să îi împrăștiem și pe benzile astea. Și cred că am putea să îi împrăștiem pe ăștia și pe banda asta. Pentru că aici am vin foarte mulți care îmi intră în oraș, ia să vedem. Hai să dăm noi aici. Să îi împrăștiem pe ăștia și mai mult. Îi anulăm pe ăștia de aici, ia să vedem. Ok, și îi împrăștiem pe ăștia și în partea asta, ca să se spargă cât mai mult traficul. Aici arată bine, aici iarăși avem o problemă incredibil de mare. Ce se întâmplă aici? Mașinile care vin de pe banda a doua să-și continue și tot pe a doua, ok. Astea poate să... Mamă, nu, că aici deja e contrasent, deci ăștia toate trebuie să mi se spargă aici. Am gândit-o foarte prost cu drumul ăsta. Dar nu înțeleg aici, aici am vin mașini din partea asta și unde se duc? Mamă, ce prost am gândit-o. Toate mașinile ar trebui să-mi vină pe aici și atunci s-ar aglomera. Ia să nu putem să punem noi un drum de aici. Nu. Nu pot să pun. E prea mare. Niciunul mai mic. Nu că mi sparge pe ăsta mare. Nu dau seama cum trebuie să fac. Deci, ăștia îmi vin aici și mi se opresc. Practic aici avem sens unic. Iar trebuie să ajungă cumva pe partea asta. Aici cred că îmi sparge tot dacă fac treaba asta.
distanța prea mică și nu poate să-mi construiască. Cum facem noi să-i dirijăm pe ăștia care vin din partea asta? Vin și unde se duc? Pentru că aici avem iarăși un drum mic. A, da, și uite și e cu două sensuri. Nu e bine. Nu e bine treaba asta. Atunci avem sensul giratoriu, ok. Am putea să eliberăm banda asta mai... Cam aglomerați în partea asta, de asta nu-mi place. Pentru că toate mașinile care vin se sparg fix în partea asta. Dar dacă i-am dirijat noi pe, să vină pe aici prin spate, ia să vedem. Să-mi intre mașini pe aici. Dar nu, că eu colim prea mult și nu e bine. Bă, uite ce încurcătură am făcut, nu vine să cred. Evident, mai putem să punem un sens aici, nu mai putem, că e deja prea mare. Nu, nu, stai că ceva nu, adică nu e bine deloc ce se întâmplă aici. Nu, hai să facem intrarea asta. Nu. Dărâmăm drumul ăsta. Ok. Și atunci facem intrarea de aici. Dar nu-mi dă și mie drum drept, trebuie să-mi dă... Aș vrea să fac intrarea din drumul ăsta pe aici. Îmi spune că spațiul e deja ocupat. Ok, o să fac atunci așa. Îmi fac intrarea de... Practic să-mi intre pe aici toate mașinile. Mi se spargă din 3 în 2, dar aș vrea să pun sens unic aici, uite. Și nu cred că mai am bani acum să pun sens unic. De fapt la drum nu mi-a bani. Și ar vrea să pun invers. De aici să pun sens unic în coa. Ok, cu două benzi, perfect. Și cumva de aici, din partea asta, trebuie să mai facem un împrumut. Ok, facem încă un împrumut. 60.000. Și din partea asta ar trebui să-mi iasă mașinile. Stați puțin că m-am pierdut de 10 minute. Mă uit că nu știu cum să fac drumul. Și de aici să le dau un sens unic către strada asta, da. Asta înseamnă să dărâm puțin. Ok. Le trece supărarea, nu e nicio problemă. Și atunci e mult mai ușor. Pentru că, nu, aici n-au de ce să facă în dreapta. Cred că tot sens unic ar trebui să fac. Da, e sens unic, dar ar trebui să-i oblig să facă în stânga, cred. Dar nu știu cum să fac eu treaba asta. Ia să vedem, pot să fac. Practic pot să-i oblig pe tot să-mi facă stânga. Să-mi facă stânga fără dreapta, ok. Asta e de foarte bună. Bun, hai să revenim aici, unde ne aflam noi în principiu. Aici dirijeasem. Aici nu dirijeasem. Și anume. Aici am stabilit cum să treabă. Hai să vedem de aici. Fiecare să-și păstreze banda. Mi se pare corect. Adică să se păstreze aceeași ordine. Să nu vină unii peste alții. Ok, ce se întâmplă de aici? Ăștia care fac dreapta să încerce să facă și pe prima bandă, avem cu dublu sens aici, nu? Ia să vedem. Da, deci poate să-mi și intre mașini. Bun, ăștia care vin pe prima bandă să facă dreapta, automat schimbăm și marcajul de pe... Da, de fapt i-am obligat din prima să facă dreapta. Și ăștia în rest tot așa, să se încadreze și pe prima și restul să se încadreze pe a doua. E cam ciudățic. Ciudățică treaba aici, dar mă interesează aici să mi se spargă și în dreapta și în stânga. Bun, mai departe, ce avem noi aici? Aici toată lumea intră în sensul giratoriu așa cum trebuie, educat și civilizat. N-ar trebui să fie probleme. Aici cine vrea dreapta, cine nu au, ține sensul giratoriu. Aici avem două sensuri. Da, avem două sensuri, doar cum drumul ăsta nu duce niciunde. Momentan aici or să fie case. Vreau să fac zonă rezidențială. Hai să între timp să vedem cum decurge și traficul, dar pe viteză normală, dacă se poate. Perfect. Aici mi se sparg și în dreapta. Uite, aici iar există o aglomerație foarte mare pentru că e drumul destul de mic. Dar măcar am interzis parcarea pe partea asta, pe artera asta, și n-ar trebui să mai fie o aglomerație aia incredibilă. Ia uitați-vă cât de bine circulă acum. Hai să vedem cum stăm cu traficul. Aici mi-arată încă roșu, dar nu înțeleg de ce, pentru că nu văd foarte multe mașini. Cred că o să se actualizeze imediat.
Aici am intrat toate mașinile în cartier, perfect. Mașina de gunoi, bă, aici văd că stăm bine, să vedem cine cițez mai avem noi de zonă rezidențială. Bun, hai să facem zonă rezidențială, unde să ne extindem cu ea? Hai să ne extindem în partea asta, hai să ne extindem. Cum facem? Mamă, aici fix va trebui să distrug o casă, dar până la urmă n-am altă variantă, nu e ca și cum aș vrea, ca și cum aș avea de ales. Trebuie să vin cu unghi de 86, nu pot să mai vin cu unghi de, cu unghi de 90 gen drept, pentru că e drumul puțin nasol. Dar aș putea să nu vin cu niciun drum aici, ia stați așa că mi-a venit o idee. Și să vin cu drumuri adiacente așa. Bam. Ia să vedem. Până în groapa de gunoi, bam. Deși nu prea indicat să crez case acolo, dar n-am alte variante. Bun, și cu asta venim puțin mai că și le unim și între ele ca să fluidizăm puțin pe aici treaba. Și îl mai unim o dată, hai să-l unim aici. Să le unim la capăt, să se poată și întoarce. Bun, cred că arată destul de ok. Acum, hai să le punem zona rezidențială, că văd că pentru asta am cerere foarte mare. Le punem, facem toată zona asta, să vedem. Toată zona asta facem rezidențială. Ok. Bun. Facem și zona asta rezidențială în afară de astea. Aici e cam nasolic, aici nu o să facem nimica. A, nu, aici nu e groapa de gunoi, e cimitirul. Hai să facem niște... Să facem zonă comercială aici. Tu mai vine omul și mai cumpără o lumânare, așa e la băicoi. Op, se pare că cineva tocmai a fost îngropat, nu? Da. Ce trist. Aici avem un drum care se... De ce mi zice că se termină drumul aici? Pentru că nu prea se pare să se termine, că l-am închis. Poate drumul, ultimul drum se termină la cimitir, aia e posibil. Dar nu aici. Să facem zona comercială, că o să avem cerere foarte mare și pentru asta. Cred că ne ajunge toată partea asta, nu? Facem și pe asta aici. Să-și facă și niște depozite, niște supermarketuri. Asta de aici, că oricum o ținem degeaba. Și ar arăta foarte frumos. Iar aici putem să facem iarăși zonă rezidențială cât avem. Bun, se pare că nu avem apă trasă aici, ceea ce este destul de adevărat. Hai să vedem cum facem cu apă. Tragem pe margini și cred că ajunge la toată lumea, nu? Uite așa. Perfect. Curent. Curent posibil să avem, nu? A, uite aici. Cum de n-am văzut, uite și tu, unde aveam problemă și nu m-am uitat, nu? Hai să facem odată așa. Și hai să facem odată și așa, ca să fie totul cât mai circular și să acoperim toată zona. Bun, acum cred că stăm bine pe... Din punctul ăsta de vedere, hai să mai mărim noi puțin bugetul la curent, că sunt sigur că o să apară și treaba cu curentul imediat. Și hai să mărim la pompieri, să scădem, pentru că am activat opțiunea aia de fum. Și să mărim puțin la poliție, să nu mai avem probleme cu hoții. La educație ar trebui iarăși, pentru că am văzut că se plânge lumea de treaba asta cu educația. Și acum ar trebui să fim ok. Nu suntem pe plus, sincer să fiu. Dar odată ce se dezvoltă și zona asta rezidențială, s-ar putea să începem să avem chirii. În altă ordine de idei, să mărim noi puțin taxele la chirii pentru zona rezidențială, să-i punem la un 15, la zona comercială la un 13, iar la industrial ne ducem lejer la un 15 și cu asta, pentru a putea supraviețui. Aici avem o eoliană care funcționează destul de bine. Cred că aș putea să mai pun o eoliană și în zona asta ca să ajut. Ia să văd câte electricitate produc în momentul de față. Produc 56, consum 49 în condițiile în care încă nu mi-a terminat zona comercială și zona rezidențială aici. Hai totuși să mai pun o eoliană aici, doar că cam face zgomot și știu că nu vor fi mulțumiți. Dar până la urmă... Sau să o pun aici... Și practic asta o să mă ajute, da, o pun aici departe de oraș, cât mai pe colț. Bun, și de aici pot să-mi trag în caz de nevoie, pot să-mi trag curent în altă parte. Da, asta e cea mai bună idee. Hai să vedem cu apa cum stăm. Suntem pe verde, cu
curentul la fel, cu gunoaiele 24% full. Ce se întâmplă cu puterea de procesare? Cu puterea de reciclare, nu-mi dau seama. Puterea de procesare, de reciclare, cred că se refere 0. Dar nu înțeleg de ce, cum... Asta e producția de gunoi pe care o avem noi. Dar nu-mi dau seama cum putem să pornim treaba cu reciclarea. Avem oare vreo clădire specială? Ia să vedem. Aici avem de sănătate. Healthcare. Pentru copii. Și cimitir, ok. Pompieri, poliție, educație. Ia să vedem ce avem aici. Public library, librărie și liceu. Liceu nu cred că avem, nu? Ba da, avem un liceu și avem două școli. Iar librărie nu prea avem, librărie 0. Transportul nu o să-l facem acum pentru că e destul de complicat, o să-l facem în episodul următor. Vreau să văd, nu înțeleg cum stă treaba cu reciclarea. Statueta cumpărăturilor, wow, ce, la ce folosește? Hai să o punem totuși aici. Ia să vedem unde am putea noi să o introducem fără să supărăm. Hai să o punem... Uite aici am putea să o punem. De fapt nu, văd că nu ne permite decât pe porțiunile astea. Hai să o punem aici. Vedem dacă facem lumea fericită. Bam. Lumea este foarte bucuroasă, doar că au început să se plângă de chirii. Majoritatea. Și nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce se plâng ei de chirii, pentru că le ofer cam toate condițiile care le-ar trebui. Bun, hai că le-am scăzut la 13. Ar trebui să dispară problema asta. Opa, stai că s-o supăra și ăștia cu zona industrială, fabricile. Le punem la toți la 13 atunci. N-ar mai trebui să mai facă, să mai fie probleme. Doar că bugetul nostru încă e pe minus și asta nu e bine. Unde mai putea noi să reducem? Hai să reducem puțin la curent. La apă suntem ok, putem să mai reducem și la apă. La gunoi iarăși am putea să avem un consum mai mic ziua și lăsăm mai mare noaptea. Cred că e destul de ok. Doar că încă suntem pe minus și asta nu e bine. Asta nu e bine absolut deloc. Educația e ok. La transport încă nu avem nimic. Bun, hai să vedem dacă ne-a făcut zona asta de... Zona rezidențială. Văd că încă nu s-a construit toată. Încă mai e loc de construcție. Ok, ce am putea noi... Nu, dar odată ce o să ne vină oameni și în zona asta, o să ne crească practic și... venit. Momentan avem minus 1000. Nu e bine deloc. Ia să vedem. Zona industrială s-a ocupat toată? Nu, nici zona industrială nu s-a ocupat toată, se pare. Hai să facem o zonă... nu e bine aici. Nu, hai să terminăm noi să ne extindem aici definitiv până nu se construiesc case. Ok. Venim până aproape de eoliana asta. Hai să unim aici cu asta. Distrugem două magazine, ok. Perfect. Și acum am putea să facem străzi paralele, gen asta să se unească cu asta, nu? Ar fi o idee. Da, hai să facem cât mai multe străzi. Cred că totodată se fluidizează și traficul destul de mult. Ia să vedem. Cel puțin așa ar trebui. Pe asta cu asta și se mai distruge un magazin. Și după aici se facem doar străzi. Străzi care să nu aibă legătură, doar unde să poate să aibă acces la locuințe sau să-și parcheze mașinile. Perfect. Și în toată zona asta o să facem noi zonă rezidențială. Cred că ne-ar mări bugetul destul de mult. Ia să vedem. Facem aici și aici. Pe partea asta s-a făcut bun. Hai să facem zonă comercială atunci aici. Toată porțiunea asta mică. Văd că se fac totuși, se înghesuie câteva magazine. Ia uitați, arată destul de bine magazinele. Un peco, un magazin micuț e destul de ok. Problema e că nu avem apă în zona asta. De ce nu avem apă și nici curent? Pentru că am redus bugetul, evident. Pentru că oamenii nu au vrut să dea și mai mult la chirie. Din cauza asta. Să încercăm să-i mai păcălim puțin cu un 1% la chirii, pentru că avem nevoie. Bun, hai că a dispărut problema asta.
cu apa și cu curentul. Păi, momentan suntem bine, suntem bine și cred că o să ne oprim aici. Am dirijat traficul, ia să vedem, arată destul de bine traficul. Bă, suntem bine, suntem pe 83%, e mai mult decât perfect. Da, nu. Opa, ce avem aici? Bicicliști. Opa. Oameni. Se duc la muncă, cred că în zona asta de depozite. Super. Transportul în comun o să-l facem noi în episodul următor, să vedem pe unde putem să ne băgăm cu el, să ne ascundem, să îi facem loc. Așa că nu uitați de un like, de un subscribe, Discord în descriere, Instagramul la fel și nu uitați să îmi lăsați în comentarii propuneri, sugestii, critici, absolut orice, citesc, vă răspund și mă ajută foarte mult. Pe data viitoare, salut!